astăzi, să devenim eroi de mâine. Să ne cinstim eroi așa cum trebuie. A avut și mai mare o adunare de oameni care au luptat pentru noi și atunci merită să-i cinstim așa cum trebuie astăzi, să păstrăm un moment de reculegere în cinstea dumnealor și să promitem comunității că o să fim pentru comunitate și o să luptăm numai pentru ea. Haideți să depunem și noi cei care nu am apus și să facem, nu am depus programe, să facem o poză de grup, că așa este frumos. Mă bucur din suflet că toată lumea este. Hai. Și la preajma după aceea mergem cu toți. Haideți. Ia. Uite mai jos. Da. Cosmin, tu ești la acolo, nu? Da. Da, uite, mergem mai jos. Gata, bună. Mulțumim. A, ce rapide. La mulți ani, român. La mulți ani, Adela, la mulți ani, România, în preajba suntem. Ce înseamnă pentru tine 1 decembrie? La mulți ani, dragi români, la mulți ani, scumpii mei malumăreni. Pentru mine 1 decembrie, în afară de faptul că este ziua României, este și cea mai fericită zi din viața mea. Întotdeauna de 1 decembrie am fost acasă cu familia, m-am bucurat alături de cei dragi, dar astăzi are o importanță deosebită pentru că este primul 1 decembrie din viața mea în calitate de primar al Comunei Malu Mare. Pe această cale vreau să felicit toți românii, vreau să le urez la mulți ani din toată inima mea malumărenilor mei dragi și hai că putem!